Amendamentele ALDE vor fi trece ca amendamente respinse. Domnul președinte. Unde sunt, doamnă? Spuneți. E ok. Spuneți în cazul ăsta. Deci vă rog frumos să spuneți că nu mai aveți nevoie de colegii de la ALDE în această comisie. Spuneți-mi care e amendamentul, doamnă. Spuneți-mi care e amendamentul. Spuneți că vrem să ținem. Care e amendamentul? Spuneți-mi care este. V-am spus că făcea referire la revocarea din funcția articolul 55 aliniatul 1 cu privire la revocarea din funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Am discutat și atunci când am dezbătut doamnă, legea 303/2004, da. Amendament da. Respins, doamnă. Da. Da. E amendament respins. Este amendament respins? Da. L-ați dezbătut? Da, doamnă. Mulțumesc. Trecem mai departe. Aliniatul 2. Deci, domnul președinte, noi am discutat atunci când am dezbătut statutul magistraților și judecătorilor, am discutat că mergem cu separarea carierei până la capăt. Da. Membrii, păi vă spun care e problema. Diferența, doamnă, că ați venit mai târziu. Haideți să mă ascultați. Am venit numai mai puțin. Târziu. Diferența venit, este dintre varianta CSM, ca să vă spun, dar între vă varianta CSM. Păi nu, dar că între varianta CSM și AMR am ales varianta AMR. Aici nu. Suntem. Am venit mai târziu cu 10 minute pentru că este o activitate aproape inumană. Pentru asta am venit mai târziu în cadrul acestei comisii. Că sunt aici de 3 săptămâni, stau aproape zi și noapte pe aceste modificări. Păi și noi am discutat, păi dacă mă întrerupeți, ați văzut că n-am discutat nici eu, nici colegii de la PSD, nu ne-am spus punctul de vedere aproape... Vorbiți de ALDE, doamnă, nu vorbiți de PSD. Lăsați vorbiți... că vorbesc...